Mihai și Hatice au fost așteptați cu tort și șampanie. Am văzut că Andrei a ajutat și a tăiat tortul, au servit concurenții, au ciocnit câte un pahar de șampanie. Mihai nu prea vrea să spună cum a fost, unde a fost cererea în căsătorie. Spunea tot timpul, o să vedeți mâine, dar a fost super, a fost frumos. A mai povestit, Hatice a început să povestească și așa au aflat și ceilalți că au sărit cu parașuta, din câte înțeleg. A fost undeva în apropiere de mare, de la 4.000 de metri, dacă am înțeles bine, și undeva jos era scris: vrei să fii soția mea? Și ea a strigat din aer că da. Mihai zicea că și el a început să strige da. Aveau emoții. Au mai povestit puțin cu concurenții, au zis că a fost o senzație emoționantă, chiar dacă și-a dat seama că o va cere. Am văzut că Simona a mers și a pus buchetul de flori lui Hatice într-o vază pe terasă, era un buchet foarte frumos. Apoi fetele au mers și au felicitat-o, s-au închis ușile și în casa fetelor Irina și Simona îi spuneau că au avut emoții pentru ea. La Diana am văzut-o pe terasă, a mers să ceară staffului să spună că are o geantă a doamnei Loredana să o trimită acasă și a făcut și ea o parte din bagajele groase și, din câte înțeleg, spunea că vrea să le trimită. Am văzut că la băieții Andrei continuă să facă clătitele pentru că nu a apucat probabil de dimineață, a trebuit să meargă să aștepte întoarcerea lui Hatice și Mihai. Vedem ce urmează în continuare. Știu că trebuia să vină Amir. Vedem dacă astăzi este vizita copilului Mariei.